Hai, salut și bine v-am găsit, mășomaniacilor, într-un nou și super genial episod pe cel următoare canal din lume. Eu sunt Paul și în episodul de astăzi urmează să vorbim despre FC Arm cu Lora și Andreea Bălan, care și ea s-a apucat de muzică, ce să vezi. Hai să trecem la treabă! Primul subiect de astăzi este probabil singura piesă din trending care să nu fie în sfârșit o mania, FC Arm cu Lora. Orice perfect are un defect, așa cum ochii tăi perfect știu cum să mintă. Dragostea mea cere respect, tu nu-l mai ai nici pentru omul din oglindă. Mă, Lora, mă, tu ai făcut ceva. Ar putea fi o simplă coincidență, ar putea fi până la urmă o notă. Tot diferă acolo. Restul sigur sunt la fel, dar o notă diferă. Orice perfect are un defect, așa cum ochii tăi perfect știu cum să mintă. Dragostea mea cere respect, tu nu-l mai ai nici pentru omul din oglindă. Iubita mea de mai înainte, mereu eu te voi ține minte. Vă plânge și vă regăta că nu mai ești iubita mea. Și stați așa, dacă credeți că asta e tot. E bine, da, asta e tot. Asta e tot ce cântă Lora în toată piesa. Tot ce cântă ea e fix ceva ce practic nu e al ei, cum ar veni. Dar în fine, partea bună e că FC Arm rupe pe piesa asta. Bă, dar rupe, adică atât de profund, încât băiatul, deci dacă n-avea succes cu muzica, putea liniști să se apuce fie de actorie, fie de arte marți. Bă, trăiește omul ăsta, mă înțelegi? Fec de fec când am crezut că o să-mi vindești rana. Ce arhitect perfect a făcut chip demn de respect. Am fost de fec când am crezut pe loc că totul e perfect. Bă, deci trăiește a meu piesa atât de bine încât am impresia că machiajul ăla de pe fața Lorei nu era neapărat în plan de la început, dar și-a intrat ăsta în rol încât bam, am mai... Na. În casă, dar n-o să zic vreodată cum am trecut prin iadul crud și cum arde focul ăsta, strică trăcer, dar pare surd. Mă, una peste alta, eu zic că e bine, partea lui FC Arm mie chiar îmi place, îmi place și partea lor, mi-a plăcut și când au cântat-o Azur și când au cântat-o alte zeci de fără. E ok, Lora, nu te stresa, dragă, mergem mai departe. Și dintr-o extremă foarte expresivă în ceea ce privește videoclipurile, nu-i așa? O imitam pe Andreea Mărin foarte prost, dar în fine. Trecem în altă extremă, adică evident mai puțin expresivă, adică... Eu m-am uitat de două ore, efectiv am impresia că au adus-o cu forța la filmări. Câldul m-a s-o adunat, n-am vreme de-i numărat, n-am vreme de-i numărat, moi. Și dacă de ciudă mor, eu stăt înaintea lor, eu stăt înaintea lor, moi. Aici deja nu mai pare chiar atât de supărată, dar am impresia că nu știe ce să facă cu mâinile, efectiv cred că stătea așa. Și au zis aia de acolo, de la cameră, de la filmări, nu știu, bă, fă ceva cu mâinile alea. Și atunci i-au arătat asta, știi? Și atunci 10 ore, femeia cred că doar așa a făcut. Cred că efectiv nu s-a mai mișcat. Asta a făcut 10 ore, unde ai pus-o acolo, așa stătea, așa făcea. Până la urmă nu e nimic rău, eu pe bune consider că fiecare, mai devreme sau mai târziu, trebuie să ne urmăm pasiunile și să facem ceea ce, bă, ne face fericiți. Plus că, spre deosebire de Lora, măcar piesa Erinucă e 100% originală. Și apropo de persoane care își urmează pasiunea pentru muzică, deși nu au neapărat o chemare pentru asta, Andreea Bălan s-a apucat de muzică. Glumesc, nu. Da, o piesă nouă tot a scos, se numește Soare după nori și eu zic că sună destul de bine pentru cineva care dansează foarte bine. Aveam să pierd
pierd. Încălcate jurăminte până am învățat să iert. Am iubit mereu 100%. 100% original, da, să fie, revenim. Doar cu inima eu altfel n-am știut. Am înțeles din presa de calitate că piesa e făcută pentru că, mă rog, trece printr-o despărțire, lucru care, ok, nu e amuzant, nu e nimic de glumit aici, dar, mă, Andreea, adică soare după nori, nu, n-ai atacat bine situația, adică mă înțelegi dacă vrei să treci ca lumea bine, măi, peste situația asta, adică să nu o lungești cu atâta tristețe și atâta lacrimi, trebuie să intre așa pe forță, mă, pe putere, pe sistem, soare după nori. A ieșit soarele din nori, viața mea, iar mi-a drumul de flori, inima mea. Aici, sincer, dacă era după mine, eu mai aveam vreo 2-3 glume proaste de zis despre faptul că, mă rog, piesa Andrei soare după nor, după care continuarea ar fi fost asta cu Florin Salam, a ieșit soarele din nor. Femeia din videoclipul lui Florin Salam e tot blondă, știi? Dar na, erau niște glume foarte proaste și am zis că mai bine nu le fac, așa că mai bine nu le-am făcut. Le-am ținut pentru mine. Recomandarea de astăzi în ceea ce privește seriale bune de văzut, pentru că data trecută v-am recomandat Dune, vă recomand Foundation, este după niște cărți romane, nu știu, nu le-am citit, adică scrise de Asimov, din ce am înțeles. Bine, ei au stricat-o, au dat-o pe politically correct, e o mică mizerie acolo dacă ai citit cărțile, că dacă nu le-ai citit ca mine, nu știi ce au greșit ăștia în serial și de ce e atât de rău. Tocmai de aia pare cât de cât ok. Dacă ești fan SF, merită să încerci serialul ăsta, îl găsești pe Apple TV sau, mă rog, îl găsești tu. Săptămâna trecută, mă rog, acum 2 săptămâni, v-am întrebat, nu mai știu ceva, măi, eu n-am sortat comentariile, mi-a scris ce, nu știu ce, n-am niciun comentariu ales. Stați că vin imediat să aleg niște comentarii. Am revenit, am selectat 2 comentarii, deci data trecută v-am întrebat care ar fi cel mai bun featuring de colindă dubioasă, enervantă de Crăciun și printre comentarii au fost Alice care zice Fuego featuring Dani Mocanu mi-au furat dușmanii bradul, nice, și ar mai fi de la Tudor Maioneză Andra Gogan featuring Țanca Uraganu Diamantul Sirenelor. Întrebarea acestei săptămâni este care e talentul tău ascuns? Ce ți-ai dorit mereu să faci, deși n-ai avut niciodată o chemare pentru asta? Lăsați răspunsurile în comentarii și cele mai interesante o să apară în episodul de data viitoare. Eu am fost Paul, cam atât pentru astăzi. Mulțumesc tare mult pentru susținere. Nu uitați că puteți să mă susțineți cu un like, cu un share, cu un subscribe. Bineînțeles, dacă vreți să vedeți episoadele astea cu 24 de ore înainte să apară și nu numai să le susțineți, alăturați-vă acestui canal sau puteți și pe Patreon, unde nu le vedeți numai cu o zi înainte ca aici, le vedeți, bă, cu o săptămână, cu mileniu înainte, când e gata montajul, atunci le-am postat. De, mă rog, de obicei cu 4-5 zile. Dar oricum, e bine, vă pup. Ne vedem data viitoare. Așteptă în continuare pe comunitate și pe Insta sugestiile voastre despre ce subiecte doriți să mai abordăm aici, pentru că, bă, tare greu găsești ceva în trending, e oribil, e o mizerie ce e acolo. Vă pup, ne vedem data viitoare. Yeah.